Mergem mai departe, a început numărătoarea inversă până la momentul când Marea Britanie va ieși oficial din Uniunea Europeană. Au fost momente emoționante aseară în Parlamentul European, acolo unde a fost ratificat acordul care consfințește Brexitul. Ieșirea Marii Britanii din Uniune va afecta și sute de mii de români. Londra, Marea Britanie. Mai sunt câteva ore până la Brexit și printre cei care vor resimți efectele ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană sunt și peste 600.000 de români stabiliți aici. E teamă de atacuri rasiste, foarte mult, de discriminare rasială. Băi, xenofobie, de fapt. Nu pot spune rasism, dar de xenofobie mi-este cel mai frică. Alina Balațchi este o româncă stabilită în Regatul Unit în urmă cu 15 ani. Fondatoarea unei organizații care sprijină românii stabiliți în Marea Britanie, Alina luptă cu toate puterile pentru păstrarea demnității și identității românești în diasporă. Odată cu Brexit, încă o necunoscută se va adăuga în procesul de integrare a românilor. Hai să stăm jos ca persoană, ca familie, ca ce suntem aici și să vedem ce vrem de la noi, ce vrem de la țara asta. Hai să ne fie bine, hai să fim cu actele la zi, hai să ne integrăm, hai să ne asigurăm că ne cunoaștem drepturile acolo unde sunt și hai să încercăm să trăim bine unii cu alții, să avem răbdare unii cu alții. Sunt vremuri tulburi pentru toți și eu cred că starea asta de incertitudine a scos la iveală ce e mai rău în unii oameni, tocmai faptul că nu știu exact ce se va întâmpla. Alina a sprijinit sute de conaționali să-și găsească o casă de închiriat, să-și găsească un loc de muncă, să-și ceară drepturile și să-și înscrie copiii la școală. Dar mai este o realitate dură a imigrantului român care i-a depășit orice imaginație. Sclavie modernă nu înseamnă neapărat prostituție, înseamnă și un bărbat căruia i s-a luat un act de identitate și este condamnat să lucreze pe un salariu de mizerie, uneori nici măcar pe bani, într-o spălătorie de mașini, spre exemplu. Oameni care sunt bătuți, torturați. Am primit un telefon de la o mămică care venise aici urmându-și povestea de dragoste. Totul a fost foarte frumos până când s-a născut copilul. Greutățile financiare au făcut ca să apară și greutățile în cuplu. Iar în doi timp și trei mișcări, tatăl copilului a evacuat-o cu un bebeluș de 3 zile într-o cutie de papuci și a rămas într-o gară undeva prin nordul Angliei. Ulterior am făcut toate demersurile și mămica a ajuns la familia ei de acasă. A încercat să șteargă lucrurile negative despre țara noastră prin evenimente care să le arate celorlalți ce avem noi mai frumos. Astfel de 4 ani în centrul Londrei se sărbătorește ziua ei, un eveniment la care anul trecut au participat peste 400 de români. Mi se pare foarte amuzant când aud așa ușor în șoaptă și am plecat. Ce-ți iese? Ție ce-ți iese? Nu-mi iese nimic decât mulțumire personală că am reușit să fac eu ceva pentru aproapele meu. Eu cred că în viața asta trăim degeaba dacă nu dăm înapoi comunității. Cu tristețe, Alina și oamenii din organizația de la Londra au remarcat că singurul mod în care copiii români mai pot învăța limba este de la părinții lor, așa că a mai făcut un pot peste cele două țări. A trimis tiruri cu cărți în limba engleză în bibliotecile din România și românii, la rândul lor, au trimis abecedare și cărți de povești românești pentru copiii din Marea Britanie. Pentru toate aceste acțiuni culturale inestimabile, Alina a fost decorată cu Ordinul Meritului Cultural în grad de cavaler. Colega mea, Sabina Iosub, este în aceste momente la Londra și ne aduce cele mai noi informații. Sabina. Pe 31 ianuarie, mâine așadar, la ora 23, ora Marii Britanii, gata, se încheie povestea UK în Uniunea Europeană. Au fost 3 ani și jumătate de negocieri, de discuții între cele două părți, au fost momente în care credeam că nu se va ajunge până la urmă la ieșirea din Uniunea Europeană. S-a sperat la un nou referendum, s-au căutat tot felul de variante, însă, da, acum s-a ajuns la această concluzie. Ieri a fost ratificat în Parlamentul European acest acord de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană, iar astăzi Consiliul Uniunii Europene va da un vot pentru un vot formal, de fapt, care va consfinți acest lucru. E foarte important să vedem ce se întâmplă în următorul an și de ce spun următorul an, pentru că este vorba despre o perioadă de tranziție, o perioadă în care se pune totul la punct. Vom ști în acest an exact ce se întâmplă cu studenții care sunt aici în Marea Britanie, ce se întâmplă cu cei care au un loc de muncă de ani de zile aici în Londra, de exemplu, sau oriunde pe teritoriul Marii Britanii. Ce se va întâmpla cu schimburile comerciale între Marea Britanie și Uniunea Europeană și, desigur, lucruri simple pentru
noi vizitatorii, să spunem, pentru turiști. Vom plăti la fel pentru apelurile telefonice sau va fi nevoie de viză atunci când intrăm în Marea Britanie? Răspunsul pentru viză este nu, nu va fi nevoie de viză, însă toate lucrurile trebuie clarificate în acest an de tranziție. Dacă nu vor reuși să rezolve toate lucrurile într-un an de tranziție, se poate împinge, să spunem, cu încă maximum 2 ani această perioadă de căutări. Însă un lucru este cert, de mâine de la ora 23, cetățenii britanici nu mai sunt cetățeni ai Uniunii Europene, rând pe rând își vor schimba și actele, pașaportul nu va mai avea acea culoare burgundii, ci va deveni albastru, însă multe dintre drepturi vor fi păstrate. Specialiștii spun că probabil în 2-3 ani se va simți cu adevărat efectul ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. Există și vești bune pentru România, să spunem așa, sau lucruri pozitive care vin odată cu această ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană. De exemplu, faptul că noi câștigăm un europarlamentar în Parlamentul European și revenim o țară ceva mai puternică, o voce ceva mai puternică la nivelul Uniunii Europene.